Tânărul jucător petrolist Adrian Nicolae a primit o nouă convocare pentru echipa națională Under-16. Juniorul Lupilor va participa la Dream Cup 2019, o competiție ce se va desfășura în Japonia în perioada 9-17 iunie. La această întrecere națională a României, pregătită de către Adrian Văsâi, va întâlni selecționatele similare ale Japoniei, Mexicului și Nigeriei. Partidele se vor desfășura la interval de câteva zile. Adi Nicolae este un obișnuit al lotului Under-16, pentru care a jucat deja numeroase partide. Fundașul de 16 ani a evoluat și la echipa mare a Petrolului, însă doar în meciurile amicale. În mandatul lui Mugur Cornățeanu, jucătorul a evoluat în două amicale disputate la baza sportivă de la Brazi, tot acolo unde au evoluat și cele mai mari echipe ale centrului de copii și juniori. Formațiile antrenate de Gică Liliac și Marius Manolache mai au antrenamente în această săptămână. Trupa sub 19 ani a lui Liliac a terminat sezonul pe locul 3, în timp ce echipa cu 2 ani mai mică a lui Manolache a încheiat pe locul secund. După care va urma o vacanță de o lună, timp în care antrenorii își vor face programul de pregătire și se pot gândi la noi jucători care să ridice valoarea loturilor.